despre ce am putea vorbi astăzi. Sunt, da, nici eu. O zi așa. Coaliția târnă de un fir de păr. Este suspans maxim. Rup sau nu cei de la USR Plus pisica? Pleacă de la guvernare. Bună ziua, bine v-am regăsit. Sunt Marinela Mititelu. Realitatea din PNL începe astăzi cu domnul Mario Demețo, vicepreședinte PNL, sector 5. Bine ați venit! Să vă mulțumesc! De ce PNDL 3 a ajuns peste noapte prioritatea zero a țării și motivul pentru care liberalii sunt gata să îi arunce peste bord, practic, sau să se dispenseze de cei de la USR Plus? Cred că trebuie să ne uităm puțin la context. Nu a ajuns PNDL 3 peste noapte sau proiectul Angel Salini, nu a ajuns peste noapte prioritatea cea mai importantă sau una dintre prioritățile importante ale guvernului. Noi vorbim despre Angel Salini de câteva luni, adică se știe că vrem să facem un proiect mare de finanțare a comunităților mici în care să investim și să aducem apă, canal, gaze. Sunt foarte multe comunități în România, știm cu toții asta, care și sunt efectiv în secolul 19, nici măcar în secolul 20. Proiectul de ce era pe lista suplimentară a ordinii de zi a guvernului? Acum a fost pus pe listă și de ce a fost pus pe lista suplimentară sau n-a fost pus pe o anumită listă, asta știe da, premierul discută, și știu. Se discută, e drept, domnule Mario Demețo. Însă se discută în spațiu public. Se discută de luni de zile, că-i PNDL 3, că da, e Angel Salini, cum îi zice, se discută despre un proiect de dezvoltare. De ce totuși acum, înainte de congres, nu mai putea să aștepte până se cerneau un pic lucrurile în partid? Există tendința aceasta de a asocia anumite evenimente cu anumite alte evenimente. Ne aducem aminte când Dan Barna a fost anchetat, când a ieșit acel scandal al lui Dan Barna cu proiectele europene și cu sora lui, ceva cu nu știu ce, pe la ceva lucruri necurate, au ieșit în presă înainte de alegerile prezidențiale, tot așa, cu o lună, ceva înainte. Și toată lumea a spus, domne, că au ieșit înainte, nu putea să mai aștepte jurnalistul, nu putea să mai aștepte să dea după prezidențiale. Nu știu dacă sunt legate neapărat una de alta. Trebuie să fim infantili de-a dreptul, să nu vedem totuși o legătură. Vorbim de 10 miliarde de euro în pixul premierului, taman înainte de congresul PNL, la care așteaptă voturi din partea primarilor da, PNL. 10 miliarde de... În niciun caz nu vom vota noi, oamenii simpli, din afara da, 10 partidului. Miliarde de euro care ajung în comunitățile din România, care au nevoie de asfalt, apă, canal, gaze. Haideți să facem un exercițiu. Vede așa lucrurile. Avem bani contra voturi. Nu, aici dar... este miza. Bine, premierul nu vreți Cîțu să mergem noi doi, că asta voiam să spun. Mergem noi doi. 10 miliarde de euro în prag de congres ca să obțină șefia partidului, să cumpere voturi, cum ar veni bine, cu banii mergem, publici. Bine, mergem noi doi, eu și dumneavoastră, mergem în comunitățile din România, care nu au apă, nu au gaz, nu au canal și mergem noi doi și le spunem bade, nu poți să tragem, nu putem după să șase tragem luni? Da, după șase, dar noi vorbim de acest proiect de mai bine de 6 luni, a fost în programul de guvernare al Partidului Național Liberal, a fost un lucru asumat. Nu încearcă premierul deci, stați un pic. Nu, stați un pic. Deci noi avem 30 de ani în care nu se întâmplă nimic în România, domnule, nimic. Dom'le, nimic. Sunt comunități care arată ca în secolul XIX. Vine PNL-ul la guvernare, vrem să investim în aceste comunități sărace și întrebarea este, ai domne, așa repede în 6 luni? Da, pe cuvânt, asta așa repede în 6 luni? Exact, domne, dar se vorbește asta, despre acest Demeto proiect de mai bine de 3 luni, știu eu, okay, în spațiu public. A fost în programul de guvernare. E un lucru asumat. Nu este un lucru scos peste noapte, domne. S-a trezit Cîțu aseară, ce a mâncat friptură de pui aseară și s-a gândit, exact, domnule, ce să fac eu mâine? Hai să fac un proiect de investiție pentru... Haideți, serios, că a fost în programul de guvernare. Cîțu da, nu vrea să meargă cu mâinile goale atunci când cere voturi, da? Le promite aceste miliarde de lei din bani publici primarilor care trebuie să-l susțină la congres. Aici este problema. Bine, pot tocmai să vă acest și enigma timing, aceasta? Bine, această da, cronologie a da, faptelor. Dacă premierul
se vedea cu saci în căruță, după congres, un șef la nu PNL, mai dădea acești bani, fără asta o spuneți. Altă miză, exact, fără nu o mai altă, dădea acești bani, permiteți-mi, dacă, fără rog. O altă miză politică, da. Atunci nu ar fi fost această suspiciune gravă în spațiul okay. public că premierul se folosește de PNDL 3 ca să-și cumpere voturi, practic să-și cumpere șefia în fruntea PNL. Nu credeți? Nu. Haideți să luăm de ce nu aștepta după okay. congresul PNL 3? Aici este problema. Okay. Haideți să luăm raționamentul dumneavoastră. Deci dumneavoastră îmi spuneți, pe raționamentul dumneavoastră, eu înțeleg unul din două lucruri. Fie că premierul, după congres, nu ar mai fi dat acești bani către primari, asta încercați să spuneți? Că nu ar mai fi dat după... Deci să zicem că nu, Câțu... Nu, n-am spus asta. Să zicem, stați un am pic. Spus că să zicem este, că Câțu... Da, nu. Păi nu pe raționamentul noastră tragem două concluzii. Nu este moral ca premierul așa, să vină nu este moral ca premierul atus, să dezvolte 10 țara. Miliarde... Nu e, vă rog frumos să ascultați-mă. Nu e moral ca premierul să-și facă treaba. Vă rog okay. frumos să mă ascultați ziceți, până la capăt. Nu este moral ca da. Premierul să vină cu un asemenea atu în bătălia aceasta internă din PNL. Era mai elegant și mai cinstit din partea domniei sale să aștepte congresul și după congres să se bată până în pânzele albe să modernizeze țara. Acum este în situația în care i-a acuzat că face guvernarea praf, face coaliția praf, tocmai ca să-și atingă un scop personal, să ajungă șef la PNL. De ce nu a mai avut răbdare 3 săptămâni după data de 25 septembrie ca să pornească această luptă pentru modernizarea României prin PNDL 3? Pot să vă răspund la întrebare și am să vă rog să-mi acordați aceeași atenție pe care v-am acordat-o și eu dumneavoastră. Încercam să spun că din raționamentul acesta în care dumneavoastră puneți întrebarea dacă este sau nu etic ca acest proiect să se întâmple înainte de congres cu 3 săptămâni. Dacă mergem în raționamentul acesta, eu înțeleg două alte concluzii. Dacă premierul folosește acest proiect ca pârghie pentru primari, dacă se întâmplă acest lucru, eu înțeleg alte două lucruri, scenarii posibile. Fie că de fapt sunt trei. Fie că după congres n-ar fi dat acești bani, că nu mai avea interes să aibă pârghie, că era deja președinte. Este deci n-ar o mai... variantă. Okay. A doua variantă, că dacă pierde, face acest proiect și pierde președinția Partidului Național Liberal și câștigă tot Ludovic Orban, banii nu ajung în continuare la oameni, la primari? Ajung. Deci nu este un levier în mâna premierului. Banii, în momentul în care proiectul trece, banii ajung la primari, indiferent cine este președintele partidului. Merită tot acest iar al treilea scandal. Scenariu, o secundă, iar al treilea scenariu este prezumția, din punctul meu de vedere, incorrectă că primarii care primesc acești bani și sunt din Partidul Național Liberal, plecând de la din nou, de la premisa, din punctul meu de vedere absurdă, că doar primarii PNL vor primi, ok, și că primarii care primesc acești bani vor vota direct influențați de acești bani sau ei vor face diferența. Uh-huh. Ori eu nu cred că răspunsul este da la niciuna dintre aceste două întrebări. Și am să vă explic de ce. Primarii care au experiență înțeleg cum funcționează lucrurile. Ei înțeleg că odată ce proiectul este aprobat, acei bani ajung la ei. Și dacă este Câțu președinte și dacă este Orban președinte. Iar ei vor vota cum este mai bine pentru Partidul Național Liberal, că banii oricum ajung la vreți ei. Vreți să spuneți că vor ajunge și la primarii de la PSD? Eu sper că da. Și atunci de ce nu au fost sper, chemați pentru... și ei la Palatul Victoria asta de premierul Câțu? Au fost chemați doar cei de la PNL, județ pe județ. Da, am să vă explic de ce cred eu. Pentru că eu, nefiind implicat în actul guvernamental la acel nivel, nu știu să vă dau un răspuns specific. Pot să vă spun doar ce cred eu. Eu cred că proiectele acestea vizează regiuni, nu vizează comunități. Și am să vă dau un exemplu concret. Un astfel de proiect este al unui prieten de-ai mei foarte bun, primar în comuna Studina, județul Olt. El vrea să tragă gaze. El ca să în județul Olt, ca să ne înțelegem, sunt 112 primării, 13 PNL, 99 PSD. El trebuie să tragă gaze de la Caracal. Dom'le, ca să tragă gaze de la Caracal la Studina, mai trece prin alte 10 comune PSD toate. Omul Câțu, când l-a chemat pe Marian Vasile, primarul de la Studina, și primarul i-a spus, domnule, am nevoie de gaze la mine în comunitate. Dar evident că nu poate să-i facă premierul lui Marian Vasile o bulă de rețea de distribuție doar în comuna Studina. Se leagă de o rețea națională, se leagă de niște lucruri. Și atunci, toate comunele, de Veselu, care are primar PSD,
nu mai știu care, nu mai știu care, toate aceste comune vor beneficia de acest proiect. Da. Ca să îți faci o privire strategică. Nu e adevărat. Nu, de gazele sunt, n-ați criticat noastră liberalii PNDL 1, tot gaze, PNDL 2, adică, ale lui Liviu Dragnea, nu, am criticat, că erau bani sparți pe primărie PSD? Vă mulțumesc, că mi-ați ridicat mingea la fileu cu întrebarea asta. Nu. Pentru că noi nu am criticat investiția în comunități. Noi am criticat felul în care s-au făcut acele investiții. Faptul că, de exemplu, haideți să vă spun ce am criticat eu. Coaliția, dați foc la casă, doar ca să ne fie nouă viața ușoară și să avem gaze în fiecare cătun. Dar spuneți-mi, cum vedeți noastră ieșirea din criză? Sunteți liberal, sunteți specialist în comunicare. O criză prelungită, da? Guvernamentală, politică în esență, nu face bine. Da? Vom avea categoric o depreciere a monedei naționale, care va însemna scumpiri în lanț. Cine va plăti tot această distracție? Tot noi, cetățenii obișnuiți. Și așa era lumea exasperată de facturile uriașe la energie. Acum vom avea, din cauza unei crize politice, scumpiri în lanț și rate mai mari la bănci din cauza deprecierii monedei naționale pe fondul instabilității politice. Haideți să ne aplecăm către soluțiile posibile. L-am auzit astăzi pe Ludovic Orban, apel către premier să înțeleagă gravitatea situației, către liberali, la fel, și la fel către cei de la USR Plus. Nu e de dorit, spunea, un guvern minoritar la mâna opoziției, în mod special a PSD-ului. A PSD, bravo. Deci, la mâna opoziției, însemnând PSD, pentru că este opoziția majoritară în Parlament. Bun. De acord. Varianta unui guvern minoritar, așadar liberali cu demeriști la guvernare fără useriști, este cea mai proastă. Ce faceți atunci ca să-i mențineți pe cei de la USR Plus în coaliția de guvernare? L-am văzut pe premier, l-a ignorat total pe președintele partidului, a convocat biroul politic național al partidului, care în unanimitate a decis că premierul trebuie susținut în continuare la Palatul Victoria. Useriștii nu-l mai vor. Ce faceți? Care sunt variantele? Haideți să le luăm. USR cedează. Puțin probabil, pentru că la felul cum au reacționat în spațiul public și cu miniștrii USR Plus l-au boicotat pe domnul prim-ministru, puțin probabil să mai fie o cale de întoarcere și să vedem un USR Plus cedând și învins fiind, continuând la guvernare. Am mai auzit discursul acesta când și a fost acum demis 3 luni de zile. Vlad Voiculescu. Și lucrurile s-au liniștit. Bun, și s-au deci așezat. O variantă ar fi USR Plus cedează, da? Închide. Nu, da, ok, USR și Plus înțelege. Umilință. Nu. Bun. Meci 2-0 da. Pentru PNL. 2. USR nu cedează. Da. Caz în care ce se întâmplă? Dumneavoastră liberalii veți merge mai departe cu domnul Câțu. Varianta pe cale de consecință ar fi că rămâneți cu un guvern minoritar. Cei de la USR Plus pleacă. Veți avea un guvern care trebuie oricum să ajungă la votul Parlamentului pentru validare, a primi da. Verde în cazul acelor miniștri liberali demeriști ce vin pe portofoliile de la USR Plus. Puțin probabil să faceți o majoritate, să obțineți verde pentru un astfel de guvern. Și vine o moțiune de cenzură la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, cu toate șansele ca moțiunea să treacă și guvernul să pice. Cam aici suntem, cu perspectiva unei situații politice și mai volatile. Cei de la USR Plus au spus că votează moțiunea și înțelegem ce informații aveți, că sunt doritori și de la PNL să voteze o moțiune de cenzură? Ludovic Orban a fost extrem de ferm astăzi în declarații, când a spus că niciun parlamentar PNL nu va vota o moțiune împotriva unui guvern PNL atât timp cât el va fi președinte. Adică mie mai ferm de atât. Bun. Mi-e greu să eu n-am ce să spun de acord. După ce președintele Partidului Național Liberal a spus acest lucru. De la PNL sunt aproape 80 de voturi de la USR Plus și cu cele peste 200 de la opoziție aveți cu
sunt aproape 50 de voturi în plus față de minimul necesar să fie dărâmat. Haideți să vă spun și cum văd eu ieșirea din această criză. Pentru că sunt de acord cu dumneavoastră că este o situație de criză. Nu sunt de acord că USR înghite o a doua umilință. Cred că este un pic exagerată afirmația, însă înțeleg de ce USR se poate simți cumva nedreptățit, pot să înțeleg asta. În același timp, abordarea USR Plus nu mi s-a părut una corectă și etică, dacă vorbim despre etic, pentru că USR Plus, în discursul pe care l-a avut, a condiționat cumva Angel Salini, proiectul Angel Salini, de desfințarea SIJ în condițiile lor. Ori, dacă vorbim despre principiu, domne, Angel Salini este un proiect prost. Domne, e un proiect prost, indiferent că îmi treci SIJ-ul sau nu. Dar nu poate fi un proiect prost dacă nu îmi treci SIJ-ul, dar dintr-o dată devine un proiect bun dacă treci SIJ-ul. Aici este o fractură pe care eu, dacă aș fi fost la guvernare într-o poziție decidentă, m-aș fi uitat cu suspiciune la această situație. Și așa, exact în felul acesta aș fi pus problema. Ori este un proiect prost și atunci hai să vedem de ce e un proiect prost, dar nu lega, nu condiționa un alt proiect de un alt proiect. Pentru că atunci tu de fapt ce îmi spui mie este că mă șantajezi. Lucru pe care și premierul a spus public. Deci aici am o ridicare de sprânceană cu privire la atitudinea USR Plus pe care eu am regăsit-o și în discursurile altor membri din Parlament în întâlnirile din emisiunile TV pe care le-am avut ieri și astăzi cu ei. Revenind la soluția pe care eu o văd pentru ieșirea din această situație, este puțin mai multă responsabilitate în ambele părți. Atenție! Îmi asum eu, Mario Demezzo, nefiind cineva relevant în Partidul Național Liberal, decât ca voce publică și un pic de voce în interiorul partidului. Dar în măsura în care eu pot să spun asta, eu mă uit la Partidul Național Liberal și la felul în care a reacționat și aș vedea puțin mai multă prudență și din partea noastră, puțin mai multă responsabilitate în abordare. De exemplu, președintele Partidului Național Liberal a criticat astăzi felul în care s-a făcut reunirea Biroului Politic Național. Plecând de la această premisă, în momentul în care președintele partidului spune că nu participă la o ședință de birou politic național pentru că nu a fost făcută prea repede, prea pe grabă și nu este în regulă să se întâmple lucrurile în felul acesta, eu cunoscându-l pe Ludovic Orban, despre care putem să spunem orice vrem noi, însă nimeni în această lume nu-i contestă calitatea de om de partid. Adică dacă cineva spune ceva despre Orban, zice, domnule, e om de partid. N-o fi el, nu știu, n-o fi Brătianu, n-o fi ceva, n-o fi aia, n-o fi aia. Dar, domne, om de partid este. Deci, pe Orban nu-l iei, e om de partid. Dovadă toate declarațiile pe care le-a făcut. Deci, în momentul în care președintele partidului, pe care tot partidul îl recunoaște ca fiind om de partid, iese și spune, domne, eu nu am participat la această ședință de birou politic național pentru că nu am certitudinea că a fost făcută statutar și a fost făcută în regulă, asta ar trebui să aibă greutate pentru toată lumea în Partidul Național Liberal. Deci, pe de o parte, recomand mai multă prudență în abordare Partidului Național Liberal. Să ne înțelegem. Este primul lucru de la care plec. La fel cum spune și dumneavoastră, poate puțin mai multă atenție la comunicarea între partide în cadrul alianței din partea Partidului Național Liberal. Eu nu înțeleg, pe cuvântul meu de onoare, eu nu înțeleg amatorismul în comunicare la un nivel atât de înalt cum este nivelul guvernamental. Și nu mă refer doar la PNL, am văzut asta și la PNL, eu spun asta cu regret, sunt de acord că eu nu sunt cel mai bun comunicator din această țară, dar există cineva care e cel mai bun comunicator în această țară. De ce nu-l iei pe ăla? Oricine ar fi el. Deci, spun asta cu regret și la nivelul Partidului Național Liberal, dar atenție, spun asta cu și mai mare regret, mai ales la nivelul USR Plus. Pentru că lacunele în comunicare sunt cauza directă a multor dintre aceste situații conflictuale. Deci mai multă prudență
și mai multă responsabilitate în comunicare. L-am văzut pe pe Bulai. L-am auzit pe Bulai la dumneavoastră la Realitatea Plus în drum ce veneam spre emisiune. L-am auzit pe Bulai făcând niște afirmații irresponsabile din punctul meu de vedere. Ne amintim Drulă, când a fost situația tensionată anterioară, la fel, a făcut niște afirmații extrem de dure. De ce să faci? De ce e nevoie să faci astfel de vrei să fii un partid kamikaze? Chiar și din punct de vedere al declarațiilor. De ce să faci asta? De ce să te expui făcând niște declarații extrem de agresive, extrem de virulente, extrem de dure? Da. Pe care nu le mai poți șterge după aceea și te expui tu pe tine ca politician. Da, pentru că data viitoare, când o să... O secundă și închei. Când o să... Tu, Bulai, sau tu, Drulă, sau tu, Viorel Ilie, data viitoare când o să iei apărarea lui Câțu, că o să treacă situația asta de criză și o să rămânem la guvernare împreună și o să trebuiască, pentru că Câțu o să facă ceva bine și o să fie criticat de opoziție, că ăsta e rolul opoziției, și tu o să iei apărarea. O să vină doamna Mititelu, care este un moderator impecabil, și o să spună: păi bine, domnule Bulai, nu sunteți tot dumneavoastră ăla care arunca cu nămol pe Câțu acum două luni de zile? Până ne uităm la greșelile de comunicare sau de strategie ale partenerilor dumneavoastră, haideți să revenim la ceea ce s-a întâmplat în tabăra PNL. Autogol dat de premier înaintea Congresului. De asta aveați nevoie înaintea Congresului, când toate previziunile arătau că domnul Câțu câștigă cum își dorește domnia sa. Big time. Părea că nimeni și nimic nu-i mai stă în cale. Ori, cu 3 săptămâni înainte de Congres, se pune problema că barca îi va fi scufundată, da? Va intra la apă. Că va fi moțiunea de cenzură, iată, are deja la această oră cu aproape 50 de voturi peste numărul minim necesar. Că va fi o demisie forțată, da? Venită cererea de demisie, poate chiar dinspre Palatul Cotroceni. De ce nu? De asta avea nevoie și premierul Câțu și Partidul Național Liberal. Cui folosește toată această nebunie stârnită în mai puțin de 24 de ore? Am să intru în propunerea dumneavoastră de a lega ce se întâmplă acum de Congresul PNL. Deși eu pot la fel de bine să argumentez cazul în care ele nu sunt legate. Dar am să intru în această propunere. Și nu o să vă creadă nimeni, de altfel. Fiecare crede ce vrea. Nu pot eu să influențez ce crede fiecare. Eu pot doar să spun ce știu eu să spun. Dar am să intru în această propunere a dumneavoastră în care le legăm pe cele două. Avem doi candidați. Florin Câțu și Ludovic Orban. Fiecare dintre ei își face strategia de a câștiga alegerile în felul în care vrea. Este ca la bursă. Când riști mult, câștigi mult. Când riști puțin, câștigi puțin. Deci joacă la rupere să câștige eu ce? Nu știu, cum eu ar fi nu spun câștigat asta. Șefia atenție, partidului? Atenție, eu nu spun fără asta. Fără agitația de azi. Eu nu spun că joacă la rupere. Eu încerc să, intrând în propunerea pe care dumneavoastră mi-ați făcut-o, încerc să explic din punct de vedere al comunicării. Premierul cu toată tevatura? Fiecare candidat își face propria lui strategie. Florin Câțu, presupunând că este așa cum spuneți dumneavoastră, s-a uitat la situație și a zis: pe mine în campania mea internă m-ar ajuta asta. Și a mers în direcția aceea. Ce câștigă? Care sunt strategii care au stat lângă dumnealui? Pe cuvânt de onoare că nu știu. Spuneți-mi, PNL câștigă din afacerea asta? Nu, PNL nu câștigă. Asta vă pot spune cu siguranță și cu părere de rău. PNL este probabil cel care se erodează cel mai tare prin aceste situații. Cauza acestui scandal. Sunt, dar nu numai acesta. Și toate celelalte. Pentru că PNL este văzut ca fiind în scaunul șoferului în acest guvern. Și atunci este cumva dreptate. Corect ca PNL să tragă la fel cum ar tra... Dar vedeți, eu tot la comunicare ne întoarcem. Pentru că atunci când vine vorba de lucruri bune făcute de miniștrii USR Plus, ei știu să capitalizeze acele lucruri bine făcute. Când vine vorba de lucruri mai puțin bine făcute, de asemenea ei știu să capitalizeze în a arunca direcția spre Partidul Național Liberal. Ne uităm la campania de vaccinare, ne uităm la felul în care a gestionat Ministerul Sănătății COVID în țara noastră. Și mie mi se pare că în ultima vreme l-a gestionat destul de slab.
Ce face USR Plus? Zice, domnule, campania de vaccinare este un eșec. Uitați-vă la Gheorghiță și la PNL care au gestionat această campanie. Deci este o abilitate aici, însă, din punctul meu de vedere, incorrectă, pe care noi nu o contracarăm de fiecare dată așa cum ar trebui. Spuneți-mi, de ce domnul premier Câțu, în această dimineață, pe Facebook, spunea, citez, succes România, astăzi câștigăm big time. Cine câștigă astăzi de pe urma Daraveri? Am văzut și eu, să știți, eu nu sunt foarte la curent cu evenimentele sportive. Îmi pare rău, nu sunt atât de sportiv pe cât mi-aș dori. Înțeleg că este un meci diseară. Joacă Naționala României cu cineva. Cum? Deci în plină criză guvernamentală premierul stă dis de dimineață cu gândul la un meci care are loc în seara asta? Un pic. Eu așa am înțeles că este un meci în seara asta și e posibil dacă juca, dar stați puțin, dacă juca Simona Halep într-o finală la Roland Garros și premierul îi zicea succes Simona, era o problemă? Dar acum succes România. Meciul, succes România. Nu știu să joace Naționala România. Joacă Naționala România. Da? Și zice succes România, astăzi câștigăm big time. Joacă și Naționala dacă România pierde România, ce o să zică domnul premier? N-am avut noroc. N-a fost în echipa câștigătoare. Și-au dorit, și-au dorit, știți că așa se întâmplă. A greșit echipa. Și-au dorit ei mai mult victoria. Da. Nu credeți totuși că mesajul are legătură pe bune acum cu criza politică și include, include toată țara în afacerea asta? Spune că, de fapt, domnia sa luptă pentru România, nu? Pentru modernizare. Luptă cu cine? Am să fiu de acord cu dumneavoastră. Mario, că este un mesaj cu dublu înțeles. Premierul are astfel de postări. El este în zona asta un pic non-conformistă a comunicării guvernamentale. Este un premier care comunică în felul acesta. E clar că este dublu înțeles. Sigur că se referă și la meciul de diseară, dar se referă și la situația tensionată care este în acest moment în țară și el le spune românilor, le spune oamenilor că el luptă și că luptă pentru români și România și va câștiga România din deci această situație. Deci nu e meciul domniei sale să câștige șefia PNL cu banii din PNDL3. Mai spun o dată, cred că e a treia oară când spun în emisiunea aceasta, dumneavoastră continuați să spuneți că sunt legate cele două, eu pot să spun că la fel de bine nu sunt legate cele două și au fost lucruri asumate. Iar eu, ok, am să merg în logica dumneavoastră și am să spun, dacă sunt legate cele două în strategia domnului Câțu, eu am mai mult respect și mai multă considerație pentru primarii Partidului Național Liberal care vor vota nu în funcție de acest lucru. Ei având garanția că odată aprobați, acești bani ajung la ei, indiferent cine este președintele Partidului Național Liberal. Iar asta eu vă pot spune cu certitudine, că banii ajung la ei, indiferent cine este președintele Partidului Național Liberal. Dar una e să știe primarul că banul vine prin pixul domnului Câțu și alta e să vă știe spun ceva. Că îi vine prin pixul altcuiva. Și primarii și oamenii nu au absolut nicio tresărire din banii cărui pix vin, din pixul cărui om vin banii. Important, oamenii vor să se întâmple lucruri în țara noastră, doamna Micuțelu. Nu se uită că a dat Câțu, că a dat Orban, domnule, că a dat Ciolacu. Dom'le, nu se uită oamenii la asta. Avem o experiență dacă PSD tragicomică cu PNDL-urile noastre. Vă amintiți ce jaf a fost pe bani publici în epoca Dragnea? Da, așa este. Și eu am criticat felul în care s-au cheltuit banii. De la liberali, așa este. S-au făcut terenuri de fotbal. În pantă. Auzi, în pantă. De acord cu dumneavoastră. Eu am criticat felul în care s-au cheltuit banii. Au tocat banii aiurea pe niște proiecte de care nimeni n-a avut nevoie în comunitatea respectivă. Deci au făcut proiectele respective. Dar știm de ce le-au făcut. Da, explicația simplă greu, de tâmpiți. Sigur. Da? Așa au crezut ei că, pot să atragă banii europeni, că în loc de teren de fotbal de banii respectiv, puteau să facă o școală mai frumușică o grădiniță și probabil sau un dispensar sanitar banii, sau alte lucruri. Da, de acord. Dar atât ai adus capul. De acord cu dumneavoastră. Asta nu înseamnă... Deci, ce atenție, se va întâmpla cu PNDL? Felul în care ce au fost garanții avem că nu o să se repete tragicomedia? Garanția Partidului Național Liberal. N-am ce să vă spun altceva. Felul în care, dumneavoastră spuneți foarte bine, felul în care au fost cheltuiți banii în PNDL a fost o problemă. Da, nu faptul că ei ar fi fost alocați țării. Dacă ar fi fost alocați țării pentru proiecte de care era nevoie în acele comunități, PSD-ul ar fi câștigat și a doua oară alegerile tot cu 45%. Da. Faptul că n-au știut să gestioneze câștigul e o problemă.
Știți ce mai e pe piață în legătură cu povestea asta, criza politică? Ce se ascunde, de fapt, în spatele demiterii Tamnesam a ministrului justiției? Șefia principalelor parchete, DICO, DNA, parchetul general. S-au strâns propunerile și urmează să fie, să pornească de la Ministerul Justiției propunerile pentru conducerile acestor parchete. Că vorbim de procuror șef ajung la DNA, șef de secție, procuror șef la DICOT, la parchetul general. Bref, controlul asupra șefilor de parchete, da? Va sta în mâna celui care va ajunge să-i numească. Și aceasta ar putea să fie o altă miză ascunsă a demiterii subite a ministrului justiției. În ce măsură credeți că și această miză a justiției ar putea să fie influențat decizia precipitată de demitere? Aici pentru mine e simplu. Eu în calitate de politician nu am vorbit niciodată despre justiție, pentru că nu cred că este corect și etic ca un politician să interfereze cu justiția. Și, cu atât, și mai mult decât atât, nu sunt specialist în justiție, nu am lucrat niciodată în Ministerul Justiției. Credeți că e o altă coincidență? Am înțeles că nu e nicio coincidență, este o coincidență pură povestea asta, că s-a suprapus cu ultima sută de metri până la Congres. Acum spuneți că e o coincidență pură și faptul că s-a suprapus cu ultima sută de metri a numirii principalilor șefi, da, din justiția noastră? Știți că diseară este o eclipsă de lună. Credeți că e o coincidență pură că s-a suprapus această criză politică cu eclipsa de lună? Chiar nu este putem nicio eclipsă. Discuta serios? Păi putem discuta, dar nu este nicio eclipsă de lună, evident. Pare de râs? Da, nu mi se pare de râs, dar încerc vi să spun că putem oricând... Priviți presa? Da, mi se pare că putem să spunem... Jurnaliști, analiști... Da, vedeți, perfect. Arată sunt cu total degetul de, aici sunt aceste corect, două mize, bravo, da? Suntem de acord din nou. Voturi, bani contra voturi, da? Pentru ca domnul Câțu să câștige șefia Partidului Național Liberal și controlul justiției. Suntem total de acord din nou. Este rolul jurnaliștilor și rolul analiștilor să facă speculații de felul acesta. Nu. Sunteți în rolul dumneavoastră. Eu aș fi deplasat, în calitate de politician, aș fi deplasat să fac speculații și să fac scenarii pe care nu am dreptul să le fac atât timp cât nu am dovezi. Ce? Dumneavoastră vă faceți meseria impecabil făcând aceste speculații. Eu încerc să-mi fac meseria cât de bine pot, nefăcând aceste speculații. Suntem într-o perioadă tulbure politic, da? Nu știm guvernul acesta câte zile, ore o mai avea. Ce trebuie să se întâmple în perioada aceasta de instabilitate cu acest proiect PNDL 3? Avem un ministru interimar la justiție, pe domnul Bode, care e ministrul de interne. Ar trebui lucrurile să se precipiteze cu PNDL 3 și domnul Bode să facă ce a refuzat Stelian Ion să facă, și anume să avizeze PNDL 3? Da, și apoi guvernul, fie și fără miniștrii aceștia de la USR Plus, în baza articolului 38 din codul administrativ, să convoace ședință cu majoritatea membrilor și să adopte această ședință de guvern ca să aprobe proiectul. Derulare ca invitat pe reprezentantul PNL, Mario De Mezzo. Marinela, bun găsit! Bun găsit! Vă propun un exercițiu, să vedem ce șanse au variante aflate pe masa decidenților noștri politici. Domnule Mario De Mezzo, vă invit la tablă, luați un marker, să-mi spuneți procentul, ce șanse, probabilistic vorbind, are fiecare variantă. Prima variantă, acum, dacă ar fi să vorbim în termen de joc de șah, următoarea mutare este în tabăra USR Plus. Prima variantă, USR Plus pleacă de la guvernare. Da?
părăsește guvernarea. Ce șanse ar fi pentru această variantă? Ați văzut declarația liderilor USR Plus. V-aș propune să punem întâi variantele și apoi să punem șansele ca să ajungem la 100% să știm cum le calibrăm în funcție de variantele pe care le avem. Pentru că pot să zic aici 0%, dar în funcție de celelalte variante, procentele să scadă sau să crească. Da, eu cred că această variantă USR pleacă. Are 0%, dacă vreți. Acum, uitați, spunem bun, 0%. Facem și ca mine eu și ca dumneavoastră. Eu sunt generoasă astăzi, spun că are 50-50 șanse, 50% șanse să treacă. USR pleacă de la guvernare. Ce urmează? Vom avea un guvern minoritar. Un guvern minoritar ar trebui să pice la prima moțiune de cenzură. Deci va avea zile scurte, va fi la mâna PSD-ului, a opoziției din Parlament. Este o variantă pe care dumneavoastră, liberalii, cum o vedeți? Nu cred că este o variantă fezabilă, pentru că un guvern minoritar nu are nicio viață, nu are nicio metodă de supraviețuire. Adică este în bătaia vântului, fiind într-o dependență directă de PSD, lucru care, din punctul meu de vedere, este inacceptabil. Și mai are un hop de trecut până discutăm despre o eventuală moțiune de cenzură. Miniștrii trebuie aprobați în Parlament. Trebuie să ceară un vot în Parlament pentru noi miniștri. Da. Noi miniștri trebuie să obțină aprobarea lucru care, dacă USR pleacă de la guvernare, nu se va întâmpla. Asta este. Nu veți mai avea majoritate, deci veți rămâne practic cu miniștrii interimari în locul celor care pleacă, celor de la USR Plus. O situație absolut 0%. Eu nu cred că se va... Ciudată. Adică asta dacă... Doi. USR cedează. USR cedează, da? Rămâne la guvernare. USR rămâne. Varianta aceasta, cum vă sună? Este cea pe care despre care eu cred că se va întâmpla și aș spune, hai să nu punem 100%, că să le dăm celor de la USR, să punem 90%, uitați. Eu mai vin cu o variantă. Domnul Câțu, forțat de împrejurări, cine știe, poate de președinte, poate de propriul partid, își dă demisia. Da, de președinte niciun caz, pentru că astăzi domnul președinte a semnat decretul de demitere al domnului Stelian Ion, ceea ce înseamnă că sprijină acțiunea domnului Câțu indirect. Șanse? Nu, asta, dacă vreți să le punem doar ca să fie 100% deci în total, însă nu liberalii cred mergeți pe varianta că USR se eu face cred că preș nu se face preș, eu cred că USR va înțelege responsabilitatea pe care o are și va accepta situația și va înțelege negocierea. Mingea e acum în terenul celor de la USR Plus. Ne întoarcem la discuție aici la realitatea din PNL. Mulțumim! Mulțumim și noi, Marinela! Da, spuneți că nu sunt șanse ca USR să plece de la guvernare. Păi de ce sunteți atât de optimist că această coaliție va rezista? Am văzut mesajele pe care le-a transmis USR chiar astăzi de dimineață. Adică i-am văzut, miniștrii sunt în continuare pe poziții, nu și-a dat nimeni demisia, n-a plecat nimeni în bloc. Adică nu, dacă sunt astăzi acolo, de ce ar pleca mâine? Sau de ce ar pleca poi mâine? Da, știți că adică... s-a întâmplat. E practic o repetiție a istoriei. Vă amintiți la un moment dat pediști care au format guvern cu PSD-iști, PSD-iști care au plecat. Era vremea când, dacă mă amintesc bine, domnul Dragnea era ministru de interne. Au plecat, au părăsit guvernarea, după care guvernul Boc a picat la moțiunea de cenzură. A fost prima moțiune de cenzură adoptată. Se întâmplă. După ce rămâi fără majoritate în Parlament, este cursul firesc. Și asta înseamnă, dacă înțeleg bine comparația... guvernarea înaintea celor de la USR. Dacă înțeleg bine comparația dumneavoastră, USR-ul ar fi echivalentul PSD-ului. Eu cred că USR-ul are un pic mai multă înțelepciune decât PSD-ul și cred că și maturitate și dorința de a-și respecta electoratul și... Dacă face USR la fel ca PSD, cum ziceți dumneavoastră că a făcut PSD-ul, aș fi extrem de surprins. Mai vedeți posibilă o altă variantă de ieșire din șah? Pentru că acum
spuneam, așteptăm mutarea din partea taberei USR Plus. Ei sunt la mutare și au de ales între a rămâne și a pleca. Dacă rămân, este jale pentru ei. Nu cred, au un electorat în fața căruia trebuie să dea socoteală de ce aleg să rămână acolo, deși nu au realizări în zona justiției, da? Principalul motiv pentru care USR Plus a ajuns la guvernare, dă oricum foarte prost pentru USR Plus să continue în genunchi, să se agațe de guvernare după două înfrângeri, odată demiterea lui Vlad Voiculescu din guvern, a doua oară demiterea lui Stelian Ion. Deci odată USR Plus să cedeze, să îngroape povestea aceasta cât mai repede. Dacă USR pleacă, situația devine necontrolabilă, pentru că nu știm câte zile va mai avea guvernul și cum se va guverna minoritar și cum se va guverna fără miniștri plini acolo în fostele ministere conduse de USR Plus. Spuneam a treia variantă, domnul Câțu își dă demisia și jocul se simplifică, pentru că PNL poate veni cu un alt nume. Nu cred că există vreo șansă ca acest lucru să... Nu cred că există vreo șansă, nici măcar teoretic, ca acest lucru să se întâmple. Biroul Politic Național, așa cum a fost el convocat, cu suspiciuni din partea președintelui Orban, i-a dat un vot de încredere lui Florin Câțu pentru a gestiona această situație, adică i-a dat sprijinul. Da. Iar președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de demitere a lui Stelian Ion, sprijinind indirect acțiunea domnului Câțu. Deci nu cred că există vreo șansă ca domnul Câțu să-și dea demisia. Eu nu cred. Bine, dar haideți să vedem așa. De ce ar merge liberalii? Că practic și liberalii ar trebui să aibă un cuvânt de spus. De ce ar prefera liberalii o variantă mai proastă, și anume să rămână cu un guvern minoritar care poate să plice la prima moțiune de cenzură, decât să scape de premier? Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră că un guvern minoritar ar fi extrem de păgubos pentru Partidul Național Liberal. Suntem de acord. E o variantă mai proastă decât să schimbe premierul. Da, dar nu se va ajunge acolo. De ce? Pentru că eu cred că în urma unor negocieri între PNL și USR Plus se va ajunge la un acord. Și dacă nu se ajunge? Vom vedea dacă nu se ajunge, însă eu cred că se va ajunge. Pare aici că premierul Câțu se agață de funcție chiar cu riscul scufundării bărcii PNL, pentru că de fapt cui ar folosi rămânerea domnului Câțu în fruntea guvernului, guvern minoritar? Cui? Doar domniei sale, partidului niciun caz. Nu ar folosi nimănui, nici măcar domniei sale nu i-ar folosi, pentru că să rămână în fruntea unui guvern minoritar știind că ai 30 de zile până te duci acasă, ai timp doar să împachetezi și să fii pregătit să pleci când vine moțiunea de cenzură. Deci nu i-ar folosi nici măcar dumnealui, iar dacă este să continuăm propunerea dumneavoastră și să legăm asta de congres, în momentul acela premierul ar pierde totul, inclusiv președinția partidului, pentru că nu poți să te duci un guvern minoritar care este în bătaia vântului și urmează să cadă la prima moțiune de cenzură să ceri vot pentru președinția partidului. E aberant, indiferent din ce unghi de vedere, din ce punct de vedere ne uităm. Da, pentru domnul Câțu ar fi un joc închis și pentru șefia partidului. Dacă domnul Câțu și-ar da demisia sau ar fi demis la moțiune de cenzură, vedeți posibil ca premierul Câțu să facă președintele Iohannis să facă ce a făcut președintele Băsescu cu premierul Boc și să-l mai nominalizeze odată? Sau? Exact, prin 2009 a venit cu două propuneri la un moment dat de prim-ministri. Unul nu a reușit să strângă voturile necesare, al doilea nici măcar n-a mai reușit să-și prezinte cabinetul în fața Parlamentului și să ceară votul că și-a retras candidatura, și în final a venit din Joben a treia propunere a președintelui de atunci Băsescu în persoana aceluiași Boc, care era interimar în tot acest timp. E posibil să se repete acest joc și cu domnul Câțu, credeți? Nu cred că se va ajunge acolo, ca să vă răspund la întrebare. Nu cred că se va ajunge acolo. Dacă ar fi să se ajungă acolo, cred că contextul politic este total diferit astăzi față de atunci. Pe lângă PSD, care are totuși destul de mult în Parlament, mai avem și AUR,
mai avem și USR Plus, USR Plus, dacă am ajunge acolo, ceea ce eu nu cred că se va întâmpla, USR Plus având un fond de nemulțumire extrem de puternică, și atunci contextul cred că ar fi diferit și nu știu dacă președintele Iohannis ar împinge, ar forța cu riscurile pe care și le asumă această propunere. Dar eu nu cred că se va ajunge acolo. Și vorbeați de electoratul USR Plus. Eu nu cred că electoratul USR Plus validează ieșirea USR de la guvernare. La și am să vă spun de ce. Dați-mi voie, vă rog, doar un minut să vă spun de ce. Ne aducem aminte când a făcut Iordache conferința de presă în care a anunțat o ordonanță 13 cu altă întrebare. Vă aduceți aminte că în jumătate de oră erau 50.000 de oameni în Piața Victoriei? Era noaptea, nu s-au strâns atâția, 10.000. Ulterior. În noaptea aceea, eu am fost acolo în noaptea aceea. Și erau 10.000. Erau 10.000 de oameni. Și s-a ajuns la 100.000. Da, dar în noaptea aceea, în două ore, erau 10.000 de oameni. Aseară au fost 10 persoane în frunte cu veșnicul Rădună. Nu vă imaginați că o să iasă lumea stradă pentru Stelian Ion. Atunci, ok, stați puțin. Atunci înseamnă că electoratul USR Plus nu validează ieșirea USR de la guvernare. În momentul în care 3.000, 5.000, 10.000 de, domnule, nu 10.000, 5.000 de oameni au ieșit în stradă în două ore, domnule, 5.000 și apoi 100.000 și apoi 1.000.000 în toată țara, apropo, milion pe care USR Plus a pus logo-ul. Că ne aducem aminte de toate cartolinele lor cu sutele alea de mii de oameni cu logo-ul lor. Domnule, electoratul ăla, dacă ăla era electoratul vostru și erau acolo, domnule, aseară ei v-au, același electorat, aseară v-a spus vouă, prieteni, rămâneți acolo că nu e chiar atât de rău ce s-a întâmplat. Nu. Aici doar printr-un sondaj de opinie am putea să spunem că păi nu, exact, dar vocea străzii e prima, vocea străzii e prima care ne spune. Plus, nu. Fără un sondaj de opinie n-avem cum să știm ce gândește. Dar am avut nevoie de sondaj de opinie, dar am avut nevoie de sondaj de opinie când a fost cu altă întrebare cu Iordache. N-am avut nevoie de niciun sondaj de opinie. Strada ne-a spus pe loc. Nu. E cu totul și cu totul alt context. Credeți că i-ar fi de folos, mai de folos USR-ului să rămână la guvernare decât să iasă de Eu la cred guvernare? Că electoratul... Pentru că ne uităm la sondaje și vedem că USR Plus la guvernare fiind a pierdut foarte mult electorat și a ajuns să fie devansat de AUR. Da, a pierdut electorat. Dacă a pierdut electorat, a făcut-o pentru că are o strategie de comunicare păguboasă. Dați-mi voie să spun asta și să mă încăpățânez să spun asta. Și mai mult electorat dacă ar continua. Eu cred că ar pierde și mai mult electorat. Nu, nu ar rămâne în genunchi. Eu cred că electoratul USR, doamna Mititelu, noi spunem USR, cum se numește partidul? Uniunea Salvați România. Dom'le, după ce citez din Clasici în Viață, nu e treaba USR să scoată România din criză. Când în sfârșit ai ajuns la guvernare și toată lumea, domne, după ce te-ai încălzit pe bară, știți cum e ca la fotbal, că tot vorbim de fotbal. Domne, avem o stea care se încălzește pe banca de rezervă și se încălzește și se încălzește și se încălzește și când intră își dă autogol. Domne, cam așa ar fi comparația. Deci nu, electoratul USR Plus așteaptă să se întâmple lucruri și USR să facă lucruri. Nu să iasă iar de la guvernare spunând, bosunflându-se ca un copil de 4 ani, mi-a luat acadeaua, eu am ieșit de la guvernare și mă duc acasă și plec. Și... Nu, USR, electoratul, oamenii USR Plus vor să se întâmple lucruri. Altfel, eu vă spun aici și să rămân înregistrat, electoratul USR Plus se va duce spre AUR, pardon. Da, și vedem USR Plus a făcut anunțul, au negociat cu cei de la AUR și împreună au semnăturile pentru moțiunea de cenzură. Cum vedeți această alianță, nu știu, contra naturii? AUR, cot la cot cu USR Plus. Ce să zic, în politică presupun că se întâmplă lucruri, cred că aș fi mirat totuși dacă aș vedea o alianță a USR plus PSD. Atunci există chiar cred că aș fi mirat. O intersecție altfel... între cele două sfere de electorat, electoratul AUR și electoratul USR plus? Da, eu cred că da. Există acea sferă a oamenilor care încă mai au încredere în politicieni și vor ceva de la o clasă politică nouă. Pentru mine alegerea AUR a însemnat un semnal foarte bun. PNL, din punctul meu de vedere, ar trebui să învețe foarte multe de la faptul că AUR a fost ales. Faptul că oamenii încă mai sunt dispuși să aibă încredere în politicieni. Iar electoratul care așteaptă ceva de la niște politicieni noi sunt cei care s-au dus spre AUR. Ultimele secunde, răspuns
cu da sau nu la o întrebare închisă. Și-a dat sau nu autogol domnul Câțu? Nu cred că și-a dat. Mulțumesc! Autogol. Vom vedea, da. Urmărim. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Ne revedem săptămâna viitoare. Pe curând!